Lucia Porulbălan a ratat o nouă șansă de a acumula primul punct în campionatul Ligii a treia. Sâmbătă după amiază, elevii lui Marius Pașca și Marius Munteanu au fost învinși la limită scor 2-3 de CSE Oșorhei și rămân pe penultima poziție în clasamentul Seria 5-a. Ghinioanele se țin lans de Lucia Porulbălan, grupare nou promovată în Liga a treia. Sâmbătă după amiază, în runda a 5-a, sălăjenii au primit vizita echipei CSE Oșorhei, grupare în fața căreia elevii lui Marius Pașca sperau să contabilizeze primele puncte din actuala stagiune. După o primă jumătate de repriză modestă, oaspeții au reușit să deschidă scorul pe Gâlgău Arena prin Mădălin Trip, care au reușit să marcheze cu un șut plasat de la marginea careului. Lucia Porulbălan a replicat imediat prin Alexandru Turcu, care a greșit de puțin ținta, iar după alte 5 minute Flaviu Bărnuț a avut golul în vârful bocancului, dar nu a reușit să trimită mingea în poartă și oaspeții au rămas în avantaj. La numai un minut distanță de la ratarea orașa echipei gazdă, formația vizitatoare a reușit să-și dubleze avantajul grație reușitei semnate de Coriolan Chiș, care a stabilit scorul primei reprize. Lucia Porulbălan a început curajos repriza secundă și a ratat o mare oportunitate de a marca prin Andrei Teglaș. Golul a căzut totuși după 4 minute de la ratarea lui Teglaș, dar și de această dată mingea a intrat în poarta echipei din Bălan după o deviere nefericită în propria poartă a lui Flaviu Bărnuțiu. Odată cu încasarea golului 3, gazdele au jucat mult mai atent la construcție și au punctat de 2 ori în 3 minute. În minutul 58, Ișvan Maior a redus din handicap și a punctat pentru 1-3, iar 2 minute mai târziu Mihai Bode și-a arătat clasa și a marcat al doilea gol al echipei sale. Lucia Porulbălan a făcut totul pentru a egala în ultimele 10 minute de joc, însă lipsa de concentrare la finalizare a lăsat de dorit și echipa din Oșorhei a plecat acasă cu toate cele 3 puncte puse în joc. În urmea eșecului suferit, Lucia Porulbălan rămâne pe locul 11 în clasamentul Seria 5-a, cu o poziție mai sus decât FC Zalău, grupare care rămâne în postura de lanternă roșie.